Să revenim la invitații din platou și la această zi frumoasă, zi istorică, zi care înseamnă, spuneam și anterior, multe, foarte multe. Cred că nu ne-ar ajunge o oră să discutăm despre semnificația acestei zile. Dar o să încep cu dumneavoastră, domnule Orban, ca să ne spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră această zi la distanță de 105 ani de la înfăptuirea acestui act de reunire din 27 martie 1918. Un gest, a fost un eveniment firesc, natural, în momentul în care Imperiul Țarist a intrat în descompunere, imediat după abdicarea țarului și instalarea guvernului Kerensky, popoarele subjugate au dobândit un drept de a-și decide soarta. În ciuda a peste 100 de ani în care rușii au făcut aproape tot ce este posibil să deznaționalizeze populația românească din Basarabia, nu au reușit să facă lucrul ăsta. Deși le-au interzis învățământul în limba română, le-au interzis oficierea slujbelor în limba română, le-au interzis ziarele, le-au interzis aproape tot ce era românesc, care ținea de ființa românească, nu au reușit să distrugă conștiința națională și imediat ce au avut posibilitatea după abdicarea țarului, practic s-au constituit într-un ritm foarte rapid organismele reprezentative ale Republicii Moldova, Sfatul Țării, care a proclamat independența Republicii Democrate Moldovene și parcă se numea, iar ulterior, ca urmare a evenimentelor provocate de bandele bolșevice aflate în retragere, după ce în primă fază s-a apelat la 1000 de ardeleni care practic urmau să asigure paza și siguranța organismelor reprezentative, Sfatul Țării și, mă rog, nu guvernul, se numea comitet de directori, au eșuat, practic s-a apelat la armata română, care a reușit să curețe Basarabia de toate bandele bolșevice și să reinstaureze ordinea. Și s-a ajuns la decizia Sfatului Țării, care a fost o decizie salutară, o decizie firească, o decizie care s-a luat de un corp democratic, reprezentativ și care, eu zic că a fost conformă cu voința populației și cu interesul fundamental al populației. Domnule Tăranu, cum vedeți dumneavoastră această zi, iată, la 105 ani de la acel moment istoric, unde ne aflăm astăzi? Cum vedeți, istoric vorbind, evoluția noastră până în acest moment și unde se află, iată, în această parte a Europei, cu toate tragediile ei istorice, acest an, acești ani de cum până, mai ales de când a început și războiul în Ucraina. Domnul Mișel, îmi permiteți și mie să-l salut pe domnul Ludovic Orban, o figură proeminentă a vieții politice românești. Ne leagă și un trecut comun în rândurile Partidului Național Liberal, partidului care, de fapt, a jucat un rol determinant în făurirea României moderne, dar și în ceea ce se numește Unirea de la 1918, în făurirea României Mari. Desigur că ceea ce se întâmplă astăzi la Chișinău este cumva ieșit din comun, din, hai să spunem așa, din ceea ce era tradițional pentru Basarabia după 1990 încoace, chiar dacă au existat perioade diferite, sinusoidale, în ceea ce privește atitudinea față de actul Unirii din 1918. Astăzi la Chișinău este o guvernare grație căreia noi putem absolut liber să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în 1918 și chiar dacă guvernarea de astăzi nu este una iminamente unionistă, dar este absolut evident că ea recunoaște caracterul românesc al Republicii Moldova, celui de-al doilea stat românesc, și politicile pe care le promovează astăzi actuala guvernare de la Chișinău cumva se înscriu în ceea ce a fost lipsă mulți ani în Republica Moldova și anume o politică identitară bine pusă la punct care ar fi permis ca noi să depășim multe din
problemele cu care astăzi se confruntă Republica Moldova. Dacă e însă să mă reîntorc la istorie, pot să vă spun că ceea ce s-a întâmplat aici în Basarabia pe 27 martie 1918 este poate cel mai culminant moment al istoriei noastre naționale, cel puțin în modernitate și în contemporaneitate, cu siguranță. Atunci Moldova, la est de Prut, s-a întors acasă. Ea a devenit iarăși parte a spațiului românesc. Înstrăinarea de 100 de ani a luat sfârșit, mai mult. Datorită ceea ce s-a întâmplat în 1918, basarabenii au fost privați de ororile războiului civil care se începuse în Rusia. Noi, practic, n-am trecut prin gravele încercări ale regimului stalinist cu sute de mii de oameni care au fost masacrați de acest regim. Noi nu am cunoscut ororile foametei din 32-33, spre deosebire de românii moldoveni dincolo de Nistru. Acolo au murit 30 de mii de oameni în timpul foametei din 32-33. Noi, practic, n-am trecut prin perioada interbelică de deznaționalizare cruntă la care au fost supuși românii dincolo de Nistru. Și dacă nu astăzi aici, în Basarabia, se păstrează și se reaprinde flacăra românismului, păi aceasta se datorează celor 22 de ani cât noi am fost în cadrul României, atunci când ne-am întors acasă și când fiecare român din Basarabia s-a resimțit iarăși ca apartenență la neam, ca apartenență la spațiul istoric și cultural românesc. Din păcate, în 1940, mersul firesc al istoriei pentru noi, pentru basarabeni, iarăși s-a întrerupt. Noi am fost afiliați, anexați iarăși la același imperiu, chiar dacă el și-a schimbat coloratura politică, dar politicile de deznaționalizare au rămas tot aceleași, chiar au fost chiar într-un fel mai feroce decât acele care au fost pe timpul țarismului. Și ca să termin gândul, vreau să vă spun că astăzi noi suntem în perioada când în Republica Moldova, în spațiul basarabian, în spațiul românesc, la est de Prut, se reîntoarce acasă, inclusiv ceea ce se numește conștiința națională românească. Din păcate, ea încă nu a câștigat teren absolut în acest spațiu, dar flacăra aceasta a românismului se aprinde tot mai mult și eu sunt ferm convins că spațiul la est de Prut, spațiul românesc la est de Prut, odată și odată se va întoarce acasă. Mie mi-ar plăcea ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. Poate fi reunirea scrisă în prezent, în modul în care evoluează astăzi lucrurile în Europa, în regiune, având în vedere toate procesele politice și de securitate care au loc. Republica Moldova este într-un proces, să zic, de aderare, așteaptă să înceapă negocierile. Pe de altă parte, la Chișinău se discută în mai multe cercuri despre unire. Care este cea mai bună, cea mai fezabilă, să zicem, sau cel mai fezabil parcurs al Republicii Moldova pentru viitorul ei? Unirea sau aderarea la UE într-o familie românească și europeană totodată? Practic sunt două elemente importante. Primul e garantarea securității naționale. Pentru că tot ce s-a întâmplat rău din 1812 în viața românilor s-a datorat agresivității Imperiului Rus îmbrăcat în haine sovietice după Revoluție din octombrie. Garanția de securitate este extrem de importantă. Republica Moldova astăzi nu este sub o amenințare iminentă datorită faptului că Ucraina a rezistat agresiunii rusești și că planurile rusești care aveau ca obiectiv practic pătrunderea pe culoarul Odessa până la a face fuziunea cu Transnistria nu au reușit.
rezistența ucraineană, practic, ține pericolul rusesc încă departe de Republica Moldova. Dar, pe termen mediu și lung, trebuie gândit o garanție de securitate. România, dacă nu ar fi aderat la NATO, nu ar fi avut această garanție de securitate și ar fi fost, practic, la fel de vulnerabilă pe cât este de vulnerabilă Republica Moldova astăzi. Primul lucru. Al doilea lucru, care ține de integrarea europeană. Evident, integrarea în spațiul european este naturală. De altfel, spațiul de dincolo de Prut, România de dincolo de Prut, face parte din Europa. Chiar dacă de-a lungul istoriei am avut ghinionul să avem Imperiul Țarist, Imperiul Otoman, care au tot încercat să ne smulgă din zona căreia îi aparținem de drept, dar noi aparținem de fapt Europei, civilizației europene, concepției europene legate de drepturi, libertăți, de individualitatea fiecăruia și de dreptul fiecărui individ de a-și căuta fericirea și de a se realiza în viață, în condiții de libertate și de democrație. Integrarea în Uniunea Europeană, dacă s-ar face firesc, vă dăm mai un exemplu. România a negociat 8 ani de zile până a ajuns să devină țară membra Uniunii Europene. Și România era într-o poziție, superioară poziție în care se găsește astăzi Republica Moldova, nu datorită guvernării actuale, ci datorită guvernărilor anterioare. Multora dintre guvernările anterioare care n-au ținut cont de lege, de stat de drept, de economie de piață, de drepturi și libertăți individuale și așa mai departe. Deci parcursul ar fi destul de lungă. Chiar dacă exigența manifestată de instituțiile europene ar fi mai mică, să spun, decât exigența față de România. Ca atare, integrarea în Uniunea Europeană ar fi mult mai rapidă prin unirea cu România, pentru că s-ar produce dintr-o dată. De asemenea, integrarea cu România oferă și garanția de securitate față de amenințarea indiscutabilă. Eu nu cred că astăzi în Republica Moldova mai există cetățeni care să nu înțeleagă că există acest risc ca să te trezești cu rușii peste tine. Ăsta este adevărul. Uitați-vă ce a pățit Ucraina, la fel a pățit și Republica Moldova dacă planul strategic al rușilor ar fi funcționat. Iar rușii amenință nu numai Ucraina, Republica Moldova. Rușii amenință statele baltice, rușii prezintă o presiune și o amenințare pe Georgia, în general, pe orice țară care nu vrea să fie sub jugul autocratismului rusesc, care vrea să se dezvolte natural într-un regim democratic în spațiul european. Inclusiv din punctul ăsta de vedere ar fi un avantaj mai mare dacă s-ar face unirea, pentru că oricum drumul Basarabiei spre Europa trece prin România. Domnule Tăranu, dumneavoastră, ce părere aveți despre aceste două posibile căi ca să ajungem spre vest în comunitatea europeană, în comunitatea unde Republica Moldova ar trebui să fie de drept, cea românească și cea europeană? Care calea ar fi cea mai oportună, potrivită și totodată sigură, având în vedere amenințările cu care ne confruntăm? Odată în acest platou, chiar de două ori, astăzi e a treia dată când povestesc aceeași istorioară pe care am trăit-o la Tbilisi, în capitala Georgiei. Am luat parte la o conferință, la un simpozion științific și un profesor de la Tbilisi, de la Universitatea de Tbilisi, mi-a spus: domnul Țăranu, voi, moldovenii, aveți o șansă unică, spre deosebire de noi toți, acei care tindem să intrăm în Uniunea Europeană dintre fostele republici sovietice. Voi puteți să faceți acest lucru într-o zi. Noi trebuie să luptăm pentru acest deziderat ani întregi, fără o perspectivă foarte clară în această privință. Iar voi, moldoveni, români, moldoveni, voi puteți să faceți printr-o singură mișcare. Și această mișcare se numește unirea cu patria, reîntoarcerea acasă. Din păcate, societatea moldovenească astăzi nu este gata pentru a îmbrățișa această oportunitate. Și aceasta se datorează faptului că multiplele guvernări care s-au perindat la Chișinău s-au preocupat de orice,
nu s-au preocupat de ceea ce se numește politica identitară. Și astăzi nu avem masa critică de cetățenii a Republicii Moldova care ar răspunde pozitiv la ceea ce se numește reîntoarcerea acasă. Dar eu cred că noi deja ne apropiem de acel moment când în Parlamentul Republicii Moldova va fi prezentă o fracțiune unionistă, o fracțiune românească, în adevăratul sens acestui cuvânt. Eu nu știu cât de numeroasă ea va fi, dar este foarte important că acolo să existe o asemenea fracțiune de deputați care, într-un mod asumat, vor vorbi de la tribuna parlamentară despre ceea ce se numește caracterul românesc al Basarabiei, identitatea românească a Basarabiei. Asta este una la mână. Și eu sunt ferm convins că o asemenea fracțiune va face parte din ceea ce se numește guvernare, iar asta înseamnă că în guvernul Republicii Moldova vor fi miniștri unioniști. Iar aceasta după sine va duce și politici de stat care sunt legate de ceea ce se numește unire, adică de fructificarea acestei șanse unice pe care o are Republica Moldova, spre deosebire de alți pretendenți la integrarea europeană. Eu, dintotdeauna, îmi place să-mi aduc aminte despre cuvintele pe care le-a rostit primul ministru al Italiei reîntregite în 66, atunci când a apărut Italia. Este vorba despre Contele Cavour, care în Parlamentul Italiei Reunite, în primul său discurs de prim-ministru, a spus o frază celebră. A spus, noi am creat Italia, acum a venit timpul să-i creăm pe italieni. De fapt, a vorbit despre aceea că politica de stat este cea mai eficientă metodă de construcție identitară. Iată, nouă în Republica Moldova, pe parcursul acestor 30 de ani, ne-a lipsit o politică identitară bine pusă la punct la nivel guvernamental. Și acest lucru se va întâmpla. Ceea ce se întâmplă astăzi, când avem o guvernare care spune că pe noi trebuie să ne unească ideea integrării europene, eu cred că e o chestie bună. Numai că toți cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie conștienți că noi avem două căi de parcurs spre Uniunea Europeană. Una lungă, care este presurată de foarte multe greutăți și foarte problematică, și una scurtă, care ne-ar garanta un succes un succes imediat cu toate consecințele unui asemenea rezultat. Să sperăm că societatea noastră va fi în timpul apropiat pregătită pentru a îmbrățișa această oportunitate a doua, care este cea mai fericită pentru noi. Domnule Orban, despre mișcările și partidele unioniste aici în Republica Moldova, aș vrea să vă întreb eventual mai multe, să ne spuneți și despre deschiderea filialei Forța Dreptei aici la Chișinău, în această zi, astăzi. Dar totodată aș vrea să vă referiți și la un fenomen care se întâmplă la Chișinău, o să discutăm probabil și cu domnul Țăranu împreună, despre faptul că mai multe mișcări și partide au folosit unionismul pentru diverse scopuri și nu cel al unirii sau al apropierii malurilor de Prut. Cum vedeți proiectul adus aici la Chișinău, distinct față de celelalte existente? Și de ce nu ar exista la un moment dat o coalizare a tuturor forțelor unioniste care există în Republica Moldova? Deci astăzi avem la putere un președinte, Maia Sandu, democrat, pro-european, care este și cetățean român. Și de asemenea avem un partid care este un partid pro-european, dar și pro-român. Ăsta este adevărul. Faptul că ei nu și-au asumat în mod public ca unică temă ideea unirii, asta nu înseamnă că ei nu au o mulțime de oameni care gândesc în sensul ăsta și care își doresc unirea. Părerea mea e că în orice formațiune politică, în orice organizație românească, asta trebuie să fie un punct de bază, unirea. Pentru că, la urma urmei, asta înseamnă binele românilor de peste Prut și înseamnă și binele românilor din România actuală. Nu cred că ar trebui să existe o distinție doar
prin prisma acestei perspective. Eu cred că în fiecare formațiune politică, mai puțin formațiunile proruse, cum sunt Partidul Ușor sau Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, care de fapt sunt Partidul Rușilor. Și partidul care au folosit manipularea media, manipularea perversă, care a fost practic utilizată pe scară largă în ultimii 30 de ani pentru a determina inclusiv etnici români să voteze cu partidele lor în condițiile în care ei nu vor nimic bun pentru români și încearcă să perpetueze aceeași teză stupidă a unei identități moldovenești și a unei statalități care, din punctul meu de vedere, nu are un fundament în istorie. Revin. Părerea mea este că buba cea mai mare a fost în România. Din păcate, foarte multe formațiuni politice din România și foarte mulți oameni care au fost la putere nu au făcut ceea ce ar fi trebuit să facă. Vreau să dau numai câteva exemple simple. Păi nu e admisibil ca după 33 de ani de democrație în România, după 32 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, noi să nu fim interconectați în ceea ce privește transportul de energie electrică, astfel încât să putem să eliminăm acest șantaj la care sunt supuse toate autoritățile și cetățenii din Basarabia, prin prisma faptului că principalul furnizor de energie electrică este în Transnistria, centrala de la Cucurgan, parcă se numește, care lua gaz pe care nu-l plătea niciodată, dar vindea prin intermediar la un preț de șantaj. Și astăzi, chiar dacă s-a finalizat gazoductul Ungheni-Chișinău, da, România nu a făcut încă tot ce era necesar pentru a asigura gazul necesar și mai ales gazul necesar la un preț competitiv care să asigure. Una din marile probleme de astăzi în Republica Moldova este prețul enorm al gazului și pentru consumatorii casnici. Sunt oameni care au primit facturi care le depășesc veniturile. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că acest lucru s-a petrecut din cauza șantajului rusesc și a presiunii exercitate de ruși nu numai asupra Republicii Moldova, ci asupra întregii Europe, pentru a obține o slăbire a susținerii Ucrainei în războiul pe care îl decucerire pe care îl poartă în Rusia. Sunt o mulțime de lucruri care ar fi trebuit să fie făcute. Nu înțeleg nici astăzi, sincer vă spun. Eu nu pot să înțeleg cum într-o țară în care 80% din populație sunt de limbă română să ai în continuare 75% din parohii care sunt închinate mitropoliei Moldovei, care e de fapt mitropolia care ascultă de ordinele Patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse, care este un criminal ca și Putin. Îmi cer scuze, dar n-am o altă exprimare decât exprimarea directă și reală. Eu nu pot să înțeleg de ce nu vin la Mitropolia Basarabiei, care este în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, mai ales parohii unde sunt preoți și unde sunt credincioși care sunt vorbitori de limbă română. În domeniul economic, investițiile făcute de România de-a lungul timpului sunt firabe. Finanțările. Există, să spun, vă dau un exemplu, există posibilitatea să se înfrățească localități din România și din Basarabia și localități din România să sprijine localități din Basarabia cu proiecte concrete care să îmbunătățească viața comunităților locale din Basarabia. Cu toate astea, guvernele niciodată n-au sprijinit autoritățile locale românești care nu au avut întotdeauna suficient bani ca să poată să susțină proiectele către localitățile înfrățite din Basarabia. Ceea ce iar a fost inclusiv utilizarea banilor din acordurile bilaterale de sprijin pe care le-a oferit România de-a lungul timpului a fost o utilizare improprie care mai degrabă a folosit celor aflați la putere în Republica Moldova și celor care erau la putere în România ca să câștige votul de la basarabeni, că sunt foarte mulți basarabeni care au cetățenie română și au drept de vot și în România. Eu nu fac parte dintre aceia care vorbește despre unire ca să câștige votul. Unirea este normală, este firească, asta este convingerea mea, este credința mea și este, din punctul meu de vedere, singura garanție pentru cetățenii Republicii Moldova că o vor duce mai bine,
că vor putea să trăiască demn, că li se vor respecta drepturile, că li se va respecta identitatea, inclusiv pentru cei care nu sunt români. Sunt minorități de altă factură, că-s găgăuzi, că sunt ruși ucrainieni. Inclusiv pentru ei e o șansă să trăiască mai bine, să li se garanteze șansa la o viață mai bună, să li se garanteze drepturile și libertățile fundamentale care le sunt garantate pentru toți cetățenii din spațiul democratic. Că vor scăpa întotdeauna de amenințarea asta extrem de perversă a autocratismului rus și a modului imperialismului rusesc, care nu se va diminua indiferent pe termen mediu și lung, indiferent cine va fi la putere în Rusia. Ori lucrurile astea trebuie înțelese. Este garanția faptului că pot să trăiască mai bine unirea cu România. Accesul imediat în Uniunea Europeană, accesul imediat în NATO, ceea ce înseamnă garanții de securitate, plus lucruri care se vor întâmpla imediat. Plățile la hectar, vă dau un exemplu. Finanțarea proiectelor de infrastructură, rețele de apă, de canalizare, rețele de gaz, tot ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii. Eu știu foarte clar că dacă nu ai infrastructură, nu ai dezvoltare economică, nu ai locuri de muncă, nu ai venitul suficient de mare. Investițiile care... Accesul la piața europeană, accesul fără taxe, fără impozite, fără accesul la o piață de 350 de milioane de consumatori. Adică sunt o mulțime de lucruri favorabile care se pot întâmpla și care s-ar putea întâmpla foarte repede. Dar, repet din nou, buba a fost mai mult în România în ultimii 30 de ani, dacă mă întrebați pe mine. Pentru că dacă România ar fi făcut ceea ce ar fi trebuit, dacă România, conducătorii României, și-ar fi folosit potențialul pentru a sprijini în mod real și efectiv românii de peste Prut, astăzi situația poate ar fi fost cu totul și cu totul diferită și poate eram în România mare. O să ajung, mi-a să ridicat mingea la fel, o să ajung într-o altă direcție ca să continuăm și cu ce se întâmplă în prezent pe anumite direcții. Aș vrea să comentați puțin și cred că din această dată o să încep de la domnul Țăranu. Cum se face că am ajuns astăzi să avem o candidatură, candidatura doamnei Monica Babuc la Institutul Cultural Român, o persoană care este cunoscută pentru modul în care a condus la Ministerul Culturii sub regimul oligarhului Plahotniuc și care în anumite perioade când își exercita funcția de ministru a culturii a avut până și comunicări cu Vladimir Medinski, ministrul culturii din Federația Rusă, pentru consolidarea relațiilor de prietenie și pe cultură cu Federația Rusă, inclusiv cu organizarea de turnee pentru teatrele din Rusia în Republica Moldova, inclusiv pe partea de concerte care erau organizate aici la Chișinău. Domnule Țăranu. Mie nu-mi place să critic România. Inclusiv clasa politică de la București. Eu cred, mai ales atunci când în studio este prezent domnul Orban, care este mult mai competent în această privință și cunoaște mult mai bine subterfugiile vieții politice de la București. În ceea ce privește doamna Babuc, să nu credeți că încerc să evit tema. Doamna Babuc, ca ministra culturii, a făcut destul de mult pentru cultura românească din Republica Moldova. Dar aveți perfectă dreptate. Parcursul ei politic, atașamentul ei față de anumit partid care a avut un rol de jucat în istoria politică a Republicii Moldova, desigur că o desfințează cumva. Decizia finală încă nu este adoptată. Dar, din câte înțeleg eu, ea are o susținere largă pe care o are din partea Partidului Social-Democrat de la București, din România. Și anume acestui partid, din câte cunosc eu, după algoritm, îi aparține dreptul de a susține o candidatură pentru ICR-ul de la Chișinău. Să vedem cum vor evolua evenimentele, dar desigur că temerile pe care le-ați expus, ele sunt absolut valabile. Și să sperăm că ele vor fi luate în considerare inclusiv de acei oameni de la București care decid acest lucru.
Dar vreau să mă întorc puțin la problema pe care a abordat-o domnul Orban. Să spun un singur lucru. Astăzi, pensia minimă în Republica Moldova este de 2000 de lei. Această pensie minimă, bun, sunt pensii și mai mici decât 2000 de lei. Și aceste pensii sunt la noi, în satele noastre, acolo unde noi, românii, suntem majoritari. Pentru mine, pentru consângenii mei din Republica Moldova, eu foarte bine cunosc acest lucru, majoritatea pensionarilor sunt români. Unirea cu România înseamnă că a doua zi pensia lor va crește de 3 ori. Pensia minimă va fi de 6.000 de lei. Și așa ar trebui să o știe oamenii din Republica Moldova care nu cunosc acest lucru. Fiindcă, de fapt, politicile informaționale care sunt promovate la Chișinău, ele nu vorbesc despre aceste lucruri pentru cetățenii Republicii Moldova. Acum nu vorbesc despre conștiința națională românească asumată, vorbesc doar despre lucruri foarte utilitare. Și, desigur că argumentele pe care au fost aduse de colegul meu de platou sunt absolut, stau în picioare puternic, dar la toate acestea trebuie să adăugăm că reîntoarcerea Basarabiei acasă înseamnă inclusiv un plus foarte mare pentru România. Eu mi-aduc aminte câți bani au fost cheltuiți, de obicei se vorbesc despre banii care au fost cheltuiți de RFG, adică de Republica Federativă Germană, pentru a asimila Republica Democratică. Dar ca rezultatul acestor cheltuieli enorme, Germania a devenit o forță economică enormă în Europa, cea mai puternică. Asta o așteaptă și pe România în cazul reunificării, reîntoarcerii Basarabiei acasă. Dar, iarăși, pentru asta trebuie să facem un lucru. Poate o să avem posibilitate, eu aș vrea să vorbesc despre cauzele care aduc la aceea că Partida Unionistă în Republica Moldova este una dezbinată și deocamdată nu avem un partid politic care ar putea să reflecte plenar și într-un mod asumat ideea unionistă. Și despre situația la ICR, domnule Orban, și celelalte subiecte care au rămas poate descoperite în anumite, în anumite direcții după o scurtă pauză de publicitate. Stați aproape! Vă zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru mă arată cu totul altfel decât cumoriștile astea tăle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Hne. Vântule, Maria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțăm numărul de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când a să împlinesc și eu 80 de ani, o să intrăm o gradă și o să vedeți schimbările care sunt.
Nu știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri. Fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Arta de a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Как произошло? Постреляли по бит. Вот скажите, куда мне ехать? Поймосул авион Мрия а фуст бомбардат де катре армата русяска. Выйдешь на улицу, как будто как в Чернобыле, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студента. Крылей косы, да мы вон. Репортажи, мнение компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастье. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin și ce noutăți vom avea. Anul ăsta avem acoperite aproape toate filmele cu invitați, deci e o ediție destul de interesantă, iar capul de afiș, fără îndoială, este Dorel Vișan, care asta am vrut unul din mari actori români. Revenim, doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct. O să revin la ceea ce discutam înainte de pauză și cu domnul Orban. Domnule Orban, aș vrea să ne spuneți părerea dumneavoastră, să încercăm să facem o analiză din perspectiva politicienilor români. Cum a fost posibil să fie selectată o astfel de candidatură pentru Institutul Cultural Român? Întrebarea e cum a fost posibil ca un partid politic din România să sprijine atâta timp regimul Plahotniuc, care era un regim oligarhic, mafiot, bazat pe corupție. Asta e întrebarea. Cum a fost posibil ca PSD-ul să sprijine acest regim? Așa că să nu ne mire că vin cu o propunere un ministru care a încasat tainul lui Plahotniuc. Acum, poziția noastră e categorică. Suntem împotriva acestei numiri. Și nu cred că PSD-ul este în situația de a desemna un reprezentant care să conducă ICR-ul de aici. Administrația prezidențială de acum, la Chișinău, aș trimis sincer, o notă. Acum, ca să vă spun sincer, nu știu ce mai trebuie ICR-ul. Între noi fie vorba. Deși dacă ar face, să spun, ceea ce ar trebui, ar fi un vector de apropiere, de cum să spun, de colaborare în plan cultural, în plan educațional, în plan ăsta între românii de pe ambele maruri ale reprocuri, hai să zic, ar avea un sens, dar să vii să-mi faci o astfel de nominalizare mi-arată că tu, de fapt, nu ai niciun gând legat de apropierea dintre România și Basarabia, de unire, ce să mai vorbim. Apoi să aducem aminte că PSD-ul de astăzi este, de fapt, urmașul FSN, FDSN,
pe DSR, cum s-a numit de-a lungul timpului. Iliescu a fost primul șef de stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, în care, în condiții în care n-ar fi trebuit niciodată să recunoască, pentru că asta, recunoașterea independenței, practic a însemnat cu o decizie în care o recunoaște Republica faptului că Basarabia nu e parte din România. Cum să iei o astfel de decizie? Era o nebunie. După destrămarea Imperiului Sovietic, la fel a fost și cu unirea, revenirea Basarabiei la România, sau după criza Imperiului Țarist și scăderea puterii centrale și s-a putut, fiind și condițiile de război, s-a putut face revenirea la patria mamă, a Basarabiei. În 1991 erau astfel aliniate, cam cum erau aliniate în 1918. Numai că noi în România am avut președinte, în loc să avem un rege, ne-am trezit cu un președinte pus tot de ruși, că asta este. El era omul rușilor în România. Și din coasta lui au ieșit toți ăștia care au venit după Năstase, Ponta, care toți au privit spre Est cu mare atenție. Și acum Ciolacu. Domnule Țăranu, și despre Partida Unionistă și modul în care ea a fost discreditată aici la Chișinău, că ați dorit să mai faceți câteva completări, vă rog. Da. Eu cred că ceea ce se întâmplă astăzi în Partida Unionistă, această dezbinare care există și faptul că noi nici de cum nu putem să creăm o formațiune politică care ar reflecta plenar interesele electoratului unionist din Republica Moldova, care după sondaje se situează undeva la 40% din societatea moldovenească. Vă echipuiți ce ar însemna, de exemplu, o fracțiune parlamentară cu 40 de deputați în actualul Parlament. Asta ar fi o chestie ieșită din comun, care ar determina într-un mod categoric politica Republicii Moldova în ceea ce privește problema identitară. Dar ceea ce se întâmplă, eu cred că se datorează la doi factori. Primul, de la bun început, mișcarea națională, de naștere națională, a fost presurată foarte, foarte minuțios de agentura serviciilor secrete încă sovietice, KGB-iste, care mai pe urmă a fost preluate de către FSB-ul rusesc. Eu cred că influența acestor servicii asupra mișcării unioniste din Republica Moldova este încă foarte, foarte serioasă. Ceea ce dezbină, de fapt, sau păstrează această dezbinare în interiorul partidei. Și plus la toate, electoratul unionist a fost cardinal decepționat de faptul că liderii, așa numiți lideri ai mișcării de renaștere națională, care aveau conotații clare pro-românești, de tipul lui Roșca, au fost acei care, de fapt, au adus la eșecul mișcării unioniste la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000. Și din acest punct de vedere, desigur că această situație încă nu este depășită până în ziua de astăzi. Însă, după părerea mea, noi tot mai mult și mai mult ne apropiem de acel moment când pe firamentul acesta politic unionist se va produce o schimbare radicală. Noi suntem, de fapt, în faza când iată că o să apară o formațiune, nu știu cum se va numi, nu știu cum va fi ea, dar este absolut evident că s-au copt toate premizele pentru apariția unei foarte serioase formațiuni politice unioniste, care, de fapt, va concentra într-un singur punct acest electorat care a atins 40%. Eu cred că în următorul Parlament al Republicii Moldova, Partida Unionistă deja va fi reprezentată într-un mod asumat, cu un program bine conturat, iar aceasta înseamnă că inclusiv și politicile guvernamentale vor avea o componentă unionistă bine determinată. Astăzi putem vorbi despre o apropiere a celor două maluri sub aspectul mai multor proiecte care sunt în derulare. Și aș vrea să analizăm dacă asta este puțin, este vizibil sau se putea și mai mult. Aici, ca să aducem aminte câteva, doar e vorba despre controlul coordonat la frontieră, care este un plus văzut la Chișinău. Ar mai fi și proiectul care urmează să fie în derulare pe interconexiunea energetică Bălți-Suceava. Ar mai fi și magistrala A3, care va ajunge până aproape de
de frontiera cu Republica Moldova, inclusiv construcția de poduri de la Cahul și Cahul-Oancea la Leoba, astăzi este nu are încă o structură solidă, dar e pe pontoane sau altfel cum se numesc, dar urmează și un pod să fie construit la Ungheni, un altul la Costești stânga. Toate aceste proiecte care sunt în derulare, înseamnă ele deja o apropiere între mauri sau, cum ziceam... Realitatea este că de la alegerea Maia Sandu ca președinte și ulterior de la alegerea actualului parlament, în care PAS-ul are o reprezentare de peste 50%, s-a intensificat dialogul și cooperarea. Cel puțin la nivelul autorităților. Sigur că se putea face mult mai mult. Se putea face mult mai mult dacă ar fi existat voință mai mare. Ai un departament pentru relații cu Republica Moldova. Ce buget are și cu ce se ocupă, da? Ca să punem așa o întrebare. E mai mult așa, să bifeze guvernarea, că există un departament pentru relația cu Moldova. Bugetele publice nu sunt direcționate către obiective care sunt de interes comun între România, decât într-o foarte mică măsură. Deși avem resurse, de data asta în România avem niște resurse pe care nu le-am mai avut. Noi simultan derulăm vreo 4 programe de finanțare europene nerambursabile, bugetul 2014-2020, PNRR, bugetul 2021-2027, mai avem și fondul de modernizare și în curând se va operaționaliza și fondul pentru o tranziție justă. Adică, practic, sunt curg miliardele de euro peste România și, în mod normal, banii care îi poți lua de la investițiile pe care le poți finanța prin fondurile europene ar putea fi folosiți în mod inteligent pentru proiecte care să apropie România de Republica Moldova, de Basarabia. Nu se face. Se face puțin în raport cu ceea ce s-ar putea face și părerea mea este că nu există o voință hotărâtă, fermă, coordonatoare, că actualul președinte al României a intensificat relațiile, a mai primit-o pe Maia Sandu, dar mi se pare că o face formal, fără nicio tragere de inimă, fără niciun plan, fără niciun obiectiv și o face mai mult că e un context în care, să știți că Maia Sandu e foarte populară în România și e posibil inclusiv din considerente de natură electoralistă să arate că fiind populară Maia Sandu, el are relații cu Maia Sandu. Se poate face mult mai mult. Dar, în mod evident, asta depinde de cine va conduce România. După părerea mea, anul 2024 e un an decisiv, în funcție de cum vor fi alegerile și în România și în Basarabia. Putem spune dacă proiectul de unire va merge înainte, mai repede, sau va bate pasul pe loc. Între timp, la Chișinău, avem puțin timp la dispoziție, domnule Țăranu, oficializarea limbii române aduce un mare plus pentru viitorul identitar. Da, este un pas, poate unul din puținele pasuri pe care le-a întreprins guvernarea de la Chișinău în ceea ce privește controlarea unei politici identitare. Este adevărat. Dar ar fi un mare păcat dacă totul se va reduce doar la denumirea limbii. Este nevoie de un program bine pus la punct de promovare a politicilor identitare în Republica Moldova. Și poate folosindu-mă de faptul că aici este un deputat român, o figură influentă pe scena politică românească, poate l-aș ruga pe domnul Orban să transmită Bucureștiului, inclusiv conducătorilor României, faptul că noi aici în Basarabia așteptăm ca conducerea politică a României să fie mult mai incisivă la nivelul structurilor europene în ceea ce privește promovarea ideii refacerii unității naționale a poporului român. Din păcate, există multă sfială. La mine băteți la ușă deschisă, să nu credeți că există vreo întâlnire oficială pe care să o fi avut, în care să nu fi vorbit acum de acest subiect. Acum vorbesc nu despre dumneavoastră personal. Păi eu le transmit, le tot transmit de 30 de ani, dar
cine e fudul de ureche, dă din cap, ai impresia că înțelegi și după aia când e să facă ceva, nu face nimic. Fiți convins, aveți încredere că spuneți-le eu sunt... că nu e să dat părerea dumneavoastră, dar și a Basarabienilor. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție.